Cred că este un lucru bun. Nu contează dacă ești sau nu evreu sau ungur. Scopul nostru este ca donațiile să fie și o modalitate de a construi punți între oameni care altfel nu s-ar întâlni și de a crește gradul de conștientizare în acest proces. Tamaș este evreu ungur. În urmă cu 8 ani a fondat organizația caritabilă Taxiul cu Donații. Numele explică despre ce e vorba. Voluntarii oferă un fel de serviciu de taxi. În weekenduri preiau cu mașinile personale obiecte de la donatori, bunuri care nu le mai sunt acestora necesare, dar se află încă în stare bună. Donațiile sunt apoi sortate în acest magazin. Oh, vine un mixer! Este nevoie de multă logistică pentru a se asigura că totul merge bine. Taxiul cu donații operează din una dintre cele mai frumoase sinagogi din Budapesta. Organizația este susținută de comunitatea evreiască internațională, care oferă atât consultanță, cât și un birou. Am avut mult sprijin din partea comunității, așa că se poate spune că aici s-a născut proiectul, chiar dacă obiectivul în sine nu este în mod direct legat de evrei. Luăm cu noi electrocasnicele? Categoric, sunt cele mai bune. Este o comunitate nouă pentru noi. Vom fi prima dată acolo, așa că suntem foarte entuziasmați. Satul se află în raionul Borșod. Aici trăiesc 1400 de oameni. Nu știm prea multe despre el, dar e cam ca peste tot în regiune. Viață grea, puține locuri de muncă, o așezare tipică pentru Borșod. Drumul către cea mai subdezvoltată regiune din Ungaria durează aproximativ 3 ore. Președintele Asociației pentru Romi îi întâmpină pe Tamaș și pe voluntari. Încep prin descărcarea donațiilor. Haine, veselă, dar și fețe de masă sau perdele. Jumătate dintre locuitorii satului trăiesc în sărăcie extremă. Tereș are 72 de ani și nu a avut niciodată un loc de muncă. Trăiește dintr-o pensie de văduvă de 52.000 de forinți pe lună, adică aproximativ 132 de euro. Fie cumpăr lemne de foc, fie mâncare. Cine poate trăi cu 52.000 de forinți? Oamenii apreciază enorm donațiile de la Budapesta. E mult mai bine așa, este ieftin, așa că bineînțeles că e foarte bine. Ar trebui să facă asta în mod regulat, mai mult de o singură dată. Cred că taxiul cu donații este o idee bună. O recomand și altora, cu siguranță. Dar Tamaș nu își face iluzii de șarte. Sărăcia din Ungaria rurală este atât de mare, încât donațiile sunt doar o picătură într-un ocean. De aceea dorește ca pătura de mijloc din capitală să-i cunoască pe acești oameni care trăiesc în sărăcie extremă. Evident, cei care locuiesc aici, în centrul orașului, au un nivel de trai ridicat. Ce motiv ar avea să meargă într-un loc ca Borșod? Deci este vorba despre schimbarea atitudinilor și construirea unei comunități. Și asta face munca de voluntariat. Rădăcinile evreiești ale lui Tamaș sunt foarte importante pentru el. Deși el însuși nu a experimentat niciodată antisemitismul, știe că există în general ură în societatea maghiară față de minorități, față de oricine este diferit și față de evrei. Taxiul cu donații este modul său de a contracara prejudecățile. Nu sunt religios. Nici familia mea nu a fost niciodată, dar valori precum corectitudinea socială, egalitatea și drepturile omului sunt importante. Pentru mine, poate este un mod de a lupta împotriva excluderii și a stigmatizării. Și poate taxiul cu donații este un fel de răspuns, un instrument care îmi permite să fac ceva în privința asta. În ultimii ani, 600 de voluntari ai taxiului cu donații au adunat bunuri de la 4.000 de locuințe. Astăzi, piața din Borșod s-a încheiat și a fost un mare succes. Nimeni nu s-a întors acasă cu mâna goală.